Bună ziua sau bună seara, oameni buni, bine ați venit pe acest nou videoclip. Eu sunt Alex și astăzi vom începe o nouă serie de Minecraft. Da, din păcate seria trecută s-a dus pe apa sâmbetei. O poveste foarte lungă, dar o să începem altă poveste acum. Nu degeaba începem o nouă serie de Minecraft Survival. O să facem împreună toate setările de la lume. Dacă auziți pe fundal, este deja muzica de Minecraft și ne așteaptă. Încă nu am făcut setările, nu știu dacă să vă las cu background-ul ăsta în spate sau să mă bag eu complet în joc. O să facem niște teste, eventual. Înscrieți voi în comentarii ce și cum. Și eu zic să trecem la joc. Hey, prima dată o să încercăm așa cu background-ul pus în spate, adică fără să mă decupez eu pe mine, și după aia în alt videoclip sau eventual pe un live ceva, vedem noi ce și cum, depinde de voi cum vreți voi să fie. Haideți să trecem la joc și să creăm lumea noastră nouă. Abia aștept, mamă, câte chestii s-au băgat pe 1.17.1. Da, versiunea este 1.17.1 și vom vedea să adăugăm și addon-uri și niște chestii interesante, dar mai încolo. Prima dată ne plasăm un pic unde trebuie cu casa. Hai da. Ok, suntem aici pe Minecraft, aparent. Nu am pus muzica. No copyright și chestii de genul, vă las muzica originală de la joc, este prima dată ce fac chestia asta pe Minecraft. Eventual o să pun muzica mea funny, dacă e vreun moment ceva funny sau dacă se întâmplă ceva pe joc foarte interesant, o să pun și gata. Da, haideți să vedem și să creăm lumea noastră nouă. Dacă o să mai fie chestii ce nu-mi plac în timpul videoclipului sau chestii care va trebui să le modific, sunetul sau să cobor, să este un videoclip test mai mult, să văd setările, cum pot să le fac pentru joc, pentru cameră, să înțeleg mai multe chestii și una alta, să facem o chestie un pic mai profi, când am făcut de mult chestii profi. Haideți să-i dăm single player, cred că așa vor abonați. Am fost un live în care am făcut Minecraft și au vrut abonați chestia asta și deja văd o chestie care nu-mi place mie la Discord, anume este Kenaro, care uite, vine albastru. Și aici, în partea asta, este un pic de negru, dacă vedeți, uitați-vă acolo. Și cred că trebuie să-l acoper. Ia să vedem, să trecem la treabă. Ok, aparent sper că am rezolvat treaba. Dacă este ceva, după ce o să-mi descriu eu clipul la montare, o să văd după cum am zis. Și haideți să ștergem noi testul și Minecraft, așa vor abonați, ștergem tot. Ștergem pentru că asta este un nou sezon, să zicem așa. La primul Lumea Leilor a fost sezonul numărul 1 și a fost frumos. M-am distrat, sincer să fiu, împreună cu voi. Dar acum va veni sezonul 2, în care o să fie un pic mai interesant, mult mai profi. O să trebuie să-mi lăsați și voi în comentarii dacă vreți chestii de făcut, misiuni, să zicem așa, misiunile abonaților. Și da, haideți să creăm lumea. Nu știu, numele, cred că o să punem Lei din Minecraft. Sună bine lei din Minecraft. Dificultate o punem pe ușor, nu o punem pașnic sau greu sau mediu, o lăsăm pe ușor pentru început. Chiar dacă jucând RLCraft-ul, seria de RLCraft, da, mă aștept foarte mult să mă evoluez un pic cu Minecraft-ul și așa că da. Permiteți comenzi? Dau că da, nu mă interesează. S-ar putea să am nevoie de ceva anume din joc care nu pot să-l găsesc foarte repede sau mor de prea multe ori și chestii nu ca să-l obțin, așa că o să folosim și comenzile. O să facem ca și cum ați jucat voi, nu neapărat că bă, nu folosi comenzile, bă, o să folosim comenzile doar când o să avem chiar exact nevoie de ele, adevărat. Reguli de joc, hai să ne iau regulile de joc, nu, da, adică nu. Cum adic? Da, habar n-am, da sau nu? Tip de lume normală, putem să-l facem super plată, biomuri mari, amplificată, doar pentru distracție, încesc un calculator performant. Un singur biom? Oh, interesant, a băgat peșteri. Putem juca și pe peșteri, atenție! Insule plutitoare, putem face o serie aparte pentru chestia asta, pentru fiecare interesant, da? Facem tip de lume normală, generează structuri, da? Cu for bonus, da, să trecem direct la treabă. Pot să bag cumva mai multe opțiuni? Pot să bag un seed, băgăm un seed? Nu, fără litere, să ai, doar cifre. Nu știu, am băgat acolo, am dat pe tastatură, nu mă interesează. I don't care. Do you care? Sau tu nu care? Noi nu chiarăm. Gata. Ia-ți lumea, nu știu, de ce nu văd că despre voi. Nu mă interesează despre voi. Deci nu văd, nu trișez.
Nu știu când intrăm, deci habar n-am, cred că creează, da, încă creează, a creat, am văzut alb, au doi în dreapta, da, o văd, mă uit, ok, suntem, uite, văd și cu fracolo, ok, ești aici, suntem, ok, nu o să stăm, bineînțeles, aici, în zona asta, oh my god, e cool zona, nu zic nu, dar trebuie să ne mutăm din zona asta, neapărat, deci vreau să mă mut neapărat din zona asta. O să am nevoie de mâncărică, de lemne, bețe, am nevoie de toate astea, e sigur, ok. Deci, târnăcop, așa, bețele, o să am nevoie mâncare, o ține lângă mine și astea, așa, torțele. Momentan le iau torțele, de ce să nu? Oaia vreau să mor să-mi iau mâncare, nu de alta. Ok, n-am luat mâncărică cu noi, nu vreau să fug, uite, mai sunt niște oi pe acolo. Cred că mă să iau oile alea, să fac un pat. E ce fain muzicuța aia acolo pe sundar frumos. Păi nu? Hai să mă să iau oile alea de acolo. Hopa, 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 Johnule, hâf, Johnule. Hai să nu alerg, să nu alergăm. O luăm încet, cu calm, că avem timp. Lucrăm un pic mai așa, mai departe, că... Da, de ce nu? O oaie... Două oi și astea treia oaie, putem să ne facem, bine, le mor pe toate, mai degrabă. Și fac și un furnal, doamne, și un cuptor, ne facem un cuptor acolo. Îmi știu că avem nevoie de 8, mi se pare, ceva de genul. Avem 5, 6, 7, 8, nu vreau să zic în penny. Dar ne trebuie o masă de lucru, frumos, frumos. Așa, ne situăm un pic, uite aici așa, pe muntele ăsta și să facem noi o chestie de genul. Mă, și mai trebuie mie și un pic de... Ia să vedem, am văzut undeva pe aici, pe jos, la bază. Un pic de cărbuni, uite aici așa, cărbuni, dar mi se pare că cărbunii nu pot să iau cu... Ba da, pot să iau și cu târnăcopul ăsta. Mi se părea că doar cu ăla de piatră sau au schimbat ei. Avem 8 de carne normală și 4 de pește, e bine. Și punem una așa, nu, opa, am greșit, stai bă, pune cuptorul frumos aici. Deci un singur bloc de cărbune, fac și un mini tutorial, să zicem, da, seria de tutoriale o să facem pentru mai încolo, eventual, nu știu. Așa, un singur bloc de cărbune ar trebui să facă, să coacă 8 chestii, nu indiferent ce chestii, dar poate să coacă 8, aparent. Bine, și până coace, aș face patul. Deci patul să faci 3 de lână sus și 3 de lemn jos. Avem pătuțul frumos acolo. Și o să merg în explorare, știți cum? Pe marginea biomurilor. Adică găsesc un biom de genul și merg pe marginea lui. Pentru că e posibil undeva să se întâlnească chiar 4 biomuri și ar fi super mișto să avem 4 sau chiar 5 biomuri. Ați văzut, Sidiu, ce am apăsat așa dintr-o dată pe butoane și aia au fost. Vedem acum. Nu zic nu și nici da. Mi se pare mie să are un pic de lagging. Nu, e ok. Îi mai pune încă un cărbune, pentru că avem și ăștia 4 pești, vreau să-i coc și pe ăștia. O să mergem în explorare. Da, aș vrea să mă duc în partea aia pentru sidurile de pomi, pentru semințele de pomi, când o să ajungem în baza noastră, care să zicem, bă, aici ne punem, o să intrăm cu comenzile și o să ne luăm toate tipurile de pomi. Asta ca să nu mai stăm să căutăm, la fel și cu animalele. Să nu mai pierdem timp pentru farming, pentru chestii de genul și o să ne ajutăm un pic cu comenzile. Nu e nicio problemă, se poate și așa. Și aici, având în vedere că mai am unul de coal, să nu îl lăsăm acolo în inventar prea mult, degeaba, facem așa. Mâncare avem destulă. Patul lăsăm acolo la îndemână. Momentan e ok. Uite, acolo avem lavă. Mi se pare că ia foc. Avem niște vaci pe acolo. Nu mă duc la vaci. Avem level 2 deja. Bă, avansăm. Uite, acolo avem și... Astea o să le las aici. Da, o să le las. Ma crafting table o să le iau cu mine? Hai că le iau cu mine. Sau le iau, bă. Hai că le iau totuși cu mine, că nu se știe niciodată la ce am nevoie de ele. Hai să merem. E pe ușor, v-am zis. Nu este pe greu, deci o să spawneze mobi care mă atacă, care ne atacă. Dar na, bambusul, doamne, trestia de zahăr o iau, deci am dat de pomul ăsta, da? Ține minte, doi albi, facem așa, luăm doar pomii care i-am întâlnit până acum, e fără să-i spargem, deci semințele de la pomii pe care i-am întâlnit, deci am întâlnit pomi de genul, pomi din aia normal și pomi albi, deci trei tipuri de pom momentan și ne mai lipsesc încă doi. Bun, avem și un arc deja. E distrus arcul, da, îl ținem aici. Nu contează, e bine și așa. Avem un mini cave.
Vrei să-mi zici că e mini cave-ul ăsta? Da, și aparent avem și fier, dar nu putem să facem nimic cu... De fapt, să facem un upgrade. Putem face un mini upgrade, bro, totuși. De ce nu? Ok. Dar zis că o să ne trebuiască... Facem direct târnăcopul, nu? Parcă așa se făcea târnăcopul. Calitate, am sărit de calitate. Explorez un pic zona, nu strică. Uite, aici mai avem fier. Ok, să punem mătoarță unde văd fierul. Aici avem și cărbune, mai e fier acolo. Deci hai să luăm cu târnăcopul ăsta de... Hai că... Da. Să iau cu târnăcopul ăsta de lemn. Ce pot să iau cu el? Adică piatra și cărbunele. Dacă ce pe cărbune, bro, acolo să mai luăm. Mi se pare că avem destul de mult fier. Nu să mă bag prea mult să explorez zona asta. Uite, aici mai e fier, bun. Ok, cupru. Văd apă pe acolo. Mi se pare un chip destul de măricel ăsta. Dar nu pot să spar cu asta de... Nu, nu merge. Ok. Și ne dă pepitele sau nu mai știu. Fier, cum era? Că nu mai știu cum se cheamă. Fier brut. Fier brut, așa. Se chema fier brut asta. Domn fript, bla bla bla. Ok. Pe seria asta o să facem nu numai jocul în sine, dar o să încercăm să-l jucăm ca și cum am fi în real. Adică să încercăm să avem grijă, să strângem de materiale, să nu consumăm așa multe materiale. Ne facem chestii basic la început. De exemplu, aici am 7, trebuie să mai iau încă una, vezi? Deci chestii din astea, nu bag la copt fierul dacă nu am 8 să nu consum așa de mult. Da, 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 uite aici mai aveam fier. Hai să culegem, mi-e frică un pic că e zona aia acolo foarte întunecată, dar ce să-i faci, asta e. Aici avem o grămadă de fier. Bine, în cazul ăsta cred că o să-l coc, chiar dacă nu am, o să-l pun la copt, chiar dacă nu am destule chestii. O să iese ceva episoade, o să filmez destul de mult ca să avem episoade acolo și sperăm că se întâmplă și chestii. M-o zi tu deasupra mea. Băi, eu mi-aveam, parcă mi-aveam ceva pe aici. Mi se pare acolo e lumină sau e torță pusă, că nu știu. Nu, e torță pusă, am pus o torță pentru că e fier. Da, 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 da. O, torțele o să le las așa, creeper acolo. Ne batem cu el, ne batem cu el. Ne batem, că e creeper doar, nu? Dă-i! Rupe-l! Ok. Ok, am mai cules ceva interesant. Păcat că în Minecraft-ul ăsta nu pot să te pun o torță chiar aici, să știm că e ieșirea. Nu poți, pur și simplu, să ai un backpack ca pe Minecraft-ul modat. Aici iau o torță, da, hai să iau și torța asta. Nu avem nevoie de ea. Aici s-a cop, mi-am 14, bro. O să pun 8 momentan, dar de fapt nu, îl pun pe tot, uite așa. O să mai întrebească cărbune. Aud chestii foarte ciudate. Schelete. Să-mi fac un armor. Nu armor, un shield. Shield-ul e foarte important. Eu am arcul ăsta care aș putea să-l folosesc. Nu, nu, să nu știu că e spawner de ei. Stai un pic, că aici pare spawner de... Văd acolo ceva în întuneric. A, nu, e apă, e apă. Mam, stai cu minte, bobiță, că nu ți-am făcut nimic, jur. Ok, nu vreau să mă uit, că dacă m-am uitat la ea, a murit, sunt mort. N-am armură. Așa sunt... Nu! Mi-e frică să... Mamă, sunt 3. Ok, nu da pe ei. Privirea în jos, bobiță, că nu e ok. Avem și cupru brut. Mamă, ești nebun, mi-e frică, mi-e teamă, mi-e în toate cele. Aici mai avem fier. Bă, și cât fier mai avem aici. Uite, acolo mai aveam cărbune eu aici. Chiar deasupra mea mai era cărbunele. Au zombie pe aici, pe lângă mine? Mi-e să nu iau un jump. Uite, mai e fier acolo. Ceau, au adăugat mai mult fier pe Minecraft în 1.17? Nu știu, ziceți-mi și mie dacă da. Shield. Deci shield-ul e sfânt. Shield-ul e sfânt, bro. Ok, sabia nu are rost. Nu fac sabia. Eventual să încep să-mi fac eu un pic de armură. Facem niște pantaloni. Facem o cască și cam atât momentan. Avem fier acolo la copt. Cască să nu-mi dea ăștia headshot să mă lovească. Au 2 deasupra mea. E bine, e bine. Pantaloni am, păpuci n-am, mi se pare, și chest plate, nu? Adevărat. Hai să ne facem și niște sandale și să ne mai rămân 6. Nu pot să fac un chest plate cu 6, nu? Nu, am nevoie de 8. Pentru armură. Ok, l-am și încălțat, te-am pus pantalonii pe el. Că de ce nu? Doar că să... Aud aici undeva. Mai e fier acolo sus. Să putea să nu rămâi tu blocat acolo sus. Nebunule. Mai e încă fier. Fier.
Aici voi să fac o scară, să-mi bag pe șoară dacă nu. Facem noi o scăriță așa că văd că mai e o vână mică de fier aici. Atât a fost. Doar 3? Slăbuț. Slăbuț, dar pot să-mi fac un chestplate acum lejer și m-aș face, cred că, și o găleată în care o să iau apă. L-a explorat că ar ajuta găleata aia. Deci să ne facem noi un chestplate. Foarfecă nu are rost să-mi fac, chiar dacă pot să-mi fac foarfecă, dar nu, chiar nu are rost să-mi fac foarfecă acum. Sunt full fier deja din primul episod, ești nebun sau nu știu. Ar putea să fie al doilea? Nu, da, facem primul episod și o să pun acolo pe ecran scheletul și mai știu eu ce. Da, oameni buni, pentru episodul ăsta e atâta, ne vedem cu următorul episod de Minecraft adevărat. Pa! Yeah!